Două zile de training intensiv, 25 de tineri dornici și apți de cunoaștere, formatori profesioniști și aerul proaspăt de la Vadului Vodă. Ingredientele perfecte pentru un eveniment ca la carte organizat de către Comisia de Tineret din cadrul CNSM. Cum a fost la eveniment, aflați în reportaj. Tinerii dornici de cunoaștere și autoperfecționare s-au unit în idei și acțiuni participând la mai multe traininguri timp de două zile. Potrivit lor, aceste instruiri sunt o bază rigidă pentru noile generații de sindicaliști. Cei mai buni formatori au fost racolați pentru a face față curiozităților tinerilor sindicaliști. Am avut o mare plăcere să lucrez cu acești tineri. De fiecare dată când vin la ei, deci chiar îi găsesc optimiști, deschiși, energici și eu sunt primit de fiecare dată cu o anumită căldură și cu o anumită deschidere și au reacționat foarte pozitiv la jocurile pe care le-am făcut, la exerciții pe care le-am realizat. Cel puțin deci am observat o atmosferă foarte degajată, foarte pozitivă. Deci este foarte important, de exemplu, pentru liderii de sindicate, deci să aibă această atitudine, da, energică, dinamică și din ceea ce eu observ există potențial la acest capitol. Președintele CNSM, Oleg Budza, a avut și dânsul un dialog deschis cu tinerii. Părțile au abordat diverse probleme, printre care salariile din Republica Moldova, locuințele pentru tinerile familii, dar și alte aspecte ce țin de protecția socială a tinerilor pe piața muncii. Noi considerăm că tinerii sindicaliști care conștient muncesc în sindicate, care au venit prin diferite structuri, prin comitetele sindicale, prin diferite ramuri, prezintă un tezaur pentru sindicalismul adevărat și datoria noastră să acordăm atenție, să ne întâlnim, să auzim pe dânsii, să promovăm ideile, să vedem că cursul european care este promovat de țară se coincide cu doleanțele lor, să învățăm la urmă urmei unele lucruri de la dânsi și de la noi, pentru că nu este numai învățătura dintr-o parte. Alături de tineri, pe parcursul celor două zile de training, a fost și Tatiana Marian, președintele Comisiei de Tineret a CNSM, organizatorul de altfel a evenimentului. Dânsa a punctat obiectivele campusului sindical, îndemnând tinerii să fie deschiși și să participe activ în toate acțiunile sindicaliste. Acum deja nu mai sunt atât de solicitate tradiționalele instruiri, ci din potrivă tinerii doresc cât mai neinformal, cât mai liber, cât mai deschis a se întâlnească, se discuta pe diverse probleme cu care ei se întâlnesc zi de zi și aici, în contextul dat, chiar îmi servește bine experiența ce o acumulez la nivelul pan-european, european și internațional, ce privește implicarea tinerilor pe piața sindicală deja internațională, care sunt mult practici bune pe care sunt binevenite a fi aplicate și aici la noi și în cazul dat, într-adevăr, acest campus sindical este o idee care mi-a venit, desigur ea se aplică în mediul educațional și atât programele Erasmus Plus sau altele care inclusiv promovează asemenea feluri de instruiri, de ce și nu să aplicăm și noi în sindicate.